Salutare, eu sunt Regina și azi vom pregăti prăjitura răzuită de post. Pentru aceasta turnăm într-un bol 120 ml de apă caldă, 100 g de zahăr și 120 ml de ulei de floarea soarelui. Amestecăm energic cu spatula până se dizolvă zahărul. Turnăm puțină esență de vanilie, iar într-un bol aparte amestecăm 350 g de făină cu 2 lingurițe de praf de copt. Treptat adăugăm făina până obținem un aluat moale, dar nelipicios. Aluatul este gata. Acum îl împărțim vizual în trei părți. O treime o punem într-o pungă și două treimi în alta. Punem bucata mai mică de aluat în congelator, iar a doua bucată în frigider. După aproximativ o oră, scoatem aluatul din frigider și îl întindem. Îl punem într-o tavă tapetată cu hârtie. Aranjăm aluatul asemenea unei tarte. Pentru umplutură, amestecăm 500 de grame de gem de prune cu 40 de grame de amidon de porumb. Puteți folosi dulceață sau vișine. La dorință puteți pune și nuci. Pentru a evita cocoloașele, voi omogeneza compoziția cu mixerul vertical. Turnăm gemul în tavă și îl nivelăm. Deasupra răzuim bucata de aluat congelat. Acum dăm tava la cuptorul preîncălzit la temperatura de 180 de grade Celsius pentru 35-40 de minute. Prăjitura este gata. Acoperiți cu un prosop și lăsați puțin la răcorit. Poftă bună!